Spitalele se confruntă mereu cu o criză de sânge. Pentru a ajuta la depășirea acestui deficit, studenții băcăoani s-au îndreptat spre centrul de transfuzie și în săptămâna voluntariatului au ales să salveze vieți prin donare de sânge. Numai în dimineața zilei de marți s-au prezentat în acest centru peste 30 de studenți. Toți au venit benevol și au refuzat acordarea de bonuri sau alte facilități oferite prin lege la fiecare donare. Am mai donat acum vreo 4-5 luni, cred, în Italia am donat pentru un centru, tot așa de... Erau mai mulți copii care aveau nevoie de sânge și am fost vreo 50 de români care ne-am strâns și am donat pentru respectivii. Și astăzi ce vine? Astăzi am venit, nu știu, mai mult din curiozitate. Campania vine și în ajutorul centrului de transfuzie, care prin acest gest al tinerilor poate reîntregi stocul de sânge și astfel poate onora toate comenzile din spitale. Acțiunea studenților este de apreciat, mai ales că mulți dintre ei sunt acum în focul examenelor. Este una din acțiunile în care suntem partener cu universitatea, este săptămâna voluntarului. Ne bucurăm că nu e prima dată când universitatea ne solicită în cadrul unor acțiuni de acest gen să fim parteneri. Așteptările noastre nu sunt legate de un număr exact de donatori. Prezența lor, număr mare de acum, dovedește că această campanie are succes. La fel s-a întâmplat și în dățile anterioare. E plăcut să observ că tinerii marjează la acest gen de activități și că înțeleg cu adevărat ce înseamnă ideea de voluntar. Pentru noi este foarte important, pentru că din rândul lor se recrutează donatorii fidelizați, cei pe care se bazează activitatea unui centru de transfuzie. Nu puțin dintre cei prezenți astăzi aici sunt deja la a doua sau la a treia donare în cadrul unor astfel de campanii. Pe unii dintre ei ne-am întâlnit în cadrul campaniilor de la universitate sau în cadrul donărilor de la centrul de transfuzie din Bacău, care e și foarte aproape de sediul universității. De altfel, studenții băcăoani au mai organizat astfel de campanii și cu alte ocazii, fie de Ziua Sănătății, fie în activitățile derulate în cadrul Festivalului Studențiada, fie de Ziua Universității. Mulți dintre ei însă au devenit donatori fideli și donează sânge periodic. Acțiunea de astăzi face parte din proiectul Săptămâna Voluntarului, organizat de Liga Studențească și Uniunea Națională a Studenților din România. Este un apel la solidaritate și șansa de a fi erou făcând niște lucruri simple și la îndemână, dar deosebit de importante, având în vedere șansa pe care noi putem da oamenilor care au nevoie prin această donare de sânge. Cei care doresc să doneze sânge în continuare se pot adresa centrului de transfuzie Bacău în orice zi, de la 8 dimineața până după amiază la ora 14, în zilele de luni până vineri.